Salutare, dragii mei! Bine ați venit la o nouă rețetă! Astăzi voi pregăti pilaf bulgăresc la cuptor. Așadar, rămâneți alături de mine pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Avem nevoie de următoarele ingrediente. O măsură de orez, eu astăzi voi folosi ca măsură un pahar. 2 cepe mari, 2 ardei grași, 3 roșii, puțin ulei de măsline și sare. Pentru început vom toca ceapa. Vom toca ceapa mărunt. După care voi tăia ardei grași. Eu îi voi lăsa așa în bucăți mari. Dacă vreți să-i tăiați în cubulețe, puteți face. Și voi încheia cu roșiile. Pe ele le voi tăia în cubulețe. Am tăiat legumele, acum mergem la ragaz, pregătim un vas în care punem câteva linguri cu ulei de măsline, se poate înlocui cu ulei de floarea soarelui. Voi amesteca puțin și voi lăsa ceapa să se înmoaie, să fie translucidă. Când ceapa a început să se rumenească și este puțin translucidă, vom adăuga ardeii. Amestecăm și îi vom lăsa și pe ei puțin să se înmoaie. După ce ardeii s-au muiat puțin, vom adăuga orezul bine spălat. Amestecăm din nou, după care vom adăuga roșiile. Amestecăm totul, după care venim cu apă. Vom pune cu aceeași măsură cu care am măsurat orezul, vom pune apă. Deci la o măsură de orez vom pune 3 măsuri cu apă. Deci eu voi adăuga 3 pahare cu apă. La final voi adăuga o linguriță cu sare. Vom condimenta mâncarea noastră doar cu sare. Amestecăm foarte bine. Dumneavoastră puteți găti orezul în continuare pe aragaz, însă eu voi transfera totul într-o tavă de henă. Voi găti orezul la cuptor. Acoperim vasul cu folie de aluminiu și băgăm tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, pentru 30-35 de minute sau până când nu mai avem apă în orez. Și pilaful nostru bulgăresc este gata. Am scos tava din cuptor, vom lăsa puțin să se recorească, după care se poate servi. La final vom presăra puțină verdeață, pătrunjel tocat. Pilaful bulgăresc este gata de servit. Noi l-am servit cu biluțe din carne. Rețeta o voi posta în următorul videoclip. Pot să vă spun despre această rețetă că a ieșit super gustoasă, în ciuda faptului că am pus doar sare. Vă invit cu mare drag să încercați această rețetă. Eu vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru vizionare și nu uita să te abonezi la canalul meu pentru mai multe rețete. Iar dacă mă găsești pe Facebook, nu uita să apeși butonul de urmărire. Numai bine, dragilor! Ne vedem la rețeta următoare! Pa, pa!